Să spui și mie, că nu știu. Vrem și rec? Secundă, Nadia. Merge bine? Merge, nu? Merge. Da, ok. Despre meci cu Bergamo, am mai chiar și prin meci oficial. Da, sigur că ne așteaptă un meci foarte greu. Ei au un antrenor foarte multă experiență în Liga 1. Toată lumea știe că ei au jucători în linia de defensivă foarte înalți. Trebuie să avem grijă de faze fixe, dar noi trebuie să începem bine campionatul și cred că suntem echipa mai bună. Sigur, turele noastre sunt omogenitatea și plus că jucăm acasă. Cred că avem jucători mai valoroși și cred că toată lumea așteaptă să câștigăm meci, dar nu o să fie ușor. Ultima vreme, luați multe goluri. Da, acum vorbim despre meciul cu Hajduk, am luat două goluri la sfârșit. Eu zic per total că am făcut două meciuri foarte bune cu Hajduk și doar ne-a lipsit șansa noastră. Să vedem, acum în campionatul românesc e altceva. Sunt meciuri tare, meciuri închise, dacă pot să spun, și multe echipe joacă la zero. Și sper să repetăm performanța din anul trecut, când am avut cea mai bună apărare. Conducerea ne-a propus obiectiv play-off. Sigur că toată lumea dorește play-off-ul și la alte echipe și anul trecut mulți au dorit play-off-ul și pe la urmă s-au bătut la retrogradare. Trebuie să fim realiști, ne dorim sigur play-off-ul, dar vedem, depinde și cum începem în campionat. Două echipe din sezonul care au jucat în play-off sunt în regres, evident. Da, sigur că sunt foarte multe probleme în fotbalul românesc, dar și regula asta cu un jucător sub 20 de unu de ani ne-a dat peste cap, cred că la toate echipele. Dar trebuie să ne acomodăm, trebuie să ajutăm pe copii care o să fiu pe teren și să vedem ce va fi. Eu sper că, nu, sunt convins că suntem cea mai bună echipă decât Gazul, avem mai multă experiență și să ne bucurăm după meci. Așa că v-a propus conducerea obiectivul greu, s-ar putea să fie altul până la urmă, pentru că am început campionatul. Păi da, începe campionatul acum, vedem, pentru că când se termină sezonul regulat, dacă poate o să fim în play-out, probabil o să avem un alt obiectiv, probabil locul 7. O dată pentru ce credeți? Da, toată lumea dorește play-off. Jucătorii ce credeți despre faptul că am început campionatul? 13 echipe și așa. Eu, sincer, nu sunt surprins, pentru că de foarte mulți ani fotbalul român se confruntă cu foarte multe probleme și cred că regulamentele nu sunt făcute bine. Fiecare campionat se decide la TAS, ceea ce nu e în regulă. Eu sper că până la urmă să se rezolve cât mai repede și să toată lumea să fie liniștită. Cel mai probabil că este cara mijlocă, acolo jucător de nață. Sau ceva. Cum vezi evoluția lor? Un jucător experimentat sau cum îi vei ajuta să crească? Nu, toată lumea trebuie să ajute pe ei să se integreze cât mai repede în echipa. Mister o să decide cine o să joace și ei sunt jucători de perspectivă. Sigur, în momentul de față nu sunt pregătiți pentru Liga 1, nici fizic, nici mental, dar nu avem altă soluție. Despre Golubovici, cum a jucat asta? Da, am vorbit cu el după meci. Sincer, sunt bucuros pentru el că a jucat. Ce a depins de el, el a făcut bine. Da, mulțumim. Da, meci. Începe campionatul pentru noi, după emanare meci cu Steaua. Jucăm cu o echipă care a câștigat primul meci.
A schimbat un antrenor, diciamo, a schimbat antrenor in Liga 3, dar è un antrenor foarte bun, cu multă experiență din Liga 3. A schimbat mult fotbaliști, a ajuns fotbaliști buni de care am făcut campionatul Liga 3. Știam că e un meci foarte greu pentru noi, dar noi jucăm acasă, e mai bine că începem cu dreapta asta campionatul. Nu mi pare rău, deci a fost scelta de mea și din societate, deci aveam alte alternative. Și eu vreau că cine joacă puțin în un echipă, antrenorul e mai bine că le bagă altă parte a jucare. Au mai mult joc în picior, dar așa s-a făcut cu Lulaco. Sunt fericit pentru el că a făcut un bun meci, a făcut penalty, a făcut gol. Eu sunt fericit mereu. Cine a fost fotbalista mea că joacă bine alte echipe. Cât de mult vă pune în dificultate această regulă jucătorul la îndatorul? Nu e singura noi că pune în dificultate. A multe echipe de Liga 3 pune în dificultate. Eu cred că anul trecut am jucat singur 4 echipe care avevano juniori în terenul de joc. 4-5 maxim. Dar a fost regula bagata din federație, dar respectam. Avem 3 juniori în loc. E normal că nu hanno esperienza di Liga 3, dar io sono mulțumit di giocatori che hanno anche l'8 di juniori. Incercamo di aiutarli tutti împreună. In primo io antrenore, in primo futbolista in terreno di gioco. Noi diamo in capo ai futbolisti tineri, di ce non avremmo nevoia. Avremmo nevoia di futbolisti tineri. Mai poate să mai apare un jucător tânăr, under 21, care vedem, mercato è aperto fino a 3 agosto. Poate apparire sia un junior, sia un senior. Avem. Dar cu Boiciuc nu e clară treaba. Unii susțin că ar avea dreptul să intre în această... Nu pot, nu poate intra. Nu poate intra, deci a jucat în naționale moldovană. Nu poate, e în Moldova. De la federație ieri au declarat că este o problemă complexă și că trebuie dezbătută. Nu erau siguri de faptul că el nu este eligibil pentru naționala. E sigur. E sigur 100% că a giocato in nazionale under 16, under 19, ha giocato, acum è convocato under 21 in nazionale moldovană. Deci nu l includeți masterului? Nu, nu. Non includo come juniore, includo come fotbalista normal. Dar clubul a cerut o poziție oficială din partea... Asta nu știu, asta nu știu. Pentru că există case dublu legale, că el ar putea să asta nu știu, asta întrebate a, societate, eu nu. Cred că societatea mi-a zis la mine că nu intră în regulă Boiciuc. Pe cine sacrificați ca să faceți loc tânărului? Sacrificat. E normal că mine mi doare inima. Când eu bago prime 11, vorbesc mereu cu fotbalisti. Eu vreau că giocano tutte, 25 care în loc. Dar nu se poate, devo fare decise de 11 fotbalisti. Devo sacrificare mereu alte 11, 8, 7. Asta e meseria mea, nu poate. Se va bine, bine, se nu va bine, e culpa de antrenor. Asta este, asta e legea de antrenor. Fizic, psihic, după acest duel cu Hajduk, cum e echipa? Bine, băieții hanno... Fericiti, băieții hanno făcut 2 meci foarte buni, nu e... Am greșit, dar nu am avut experiența de Europa League, prima eu antrenor. Dar am avut ocazie pentru pasare turnul, dar n-am reușit. Acum, fericit băieții, acum începe campionatul, că e campionatul care interesează mult a noi. Apropo de campionat, care este obiectivul? Obiectivul meu? De castigare campionat. Și cel oficial a rămas, cum a spus Milan? Da, a spus Milan. Acum așteptăm un răspuns, vedem. Hai parola che società risponde a siamo cerut. Società vrea che obiettivo este mergere in play-off. Dar acum vedem. Ce a cerut ceva anume ca să
aveți acest obiectiv oficial? Da, am încercat cu acasă în plus, dar acum vedem răspunsul de societate. Jucători sau parte din acea, la ce? Ce ați cerut? Jucători. Jucători, antrenori. Noi că suntem acolo. Ce ați mai cerut? El mai înțeles bine. Au cerut și jucătorii și el. Da, 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 ai zis prima, tu mi-ai zis, ajung în alte ani și 21, nu? Mi-ai zis așa, fubaliste, că ajung în fubaliste. Da, da, asta a fost o întrebare, dacă mai vin jucători, da, a fost mai devreme. M-ai întrebat deja, te-ai răspuns prima. Ce le transmite? Pot în ajunge în juniori, pot în ajunge în seniori. Ce le transmite suporterilor referitor la meciul cu Gaz Metan? Ce transmite? Facem tot posibil pe castigare meci. Fără un meci foarte bun, cum ogni dată că mergem în terenul de joc, fotbalistii stiano asta. Cred că se face un meci bun, noi încercăm de castigare primul meci, acasă. Folosirea unui jucător under 21 vă va determina să schimbați sistemul de joc? Nu. Apropo de sistemul de joc... Am pus și o întrebare, dacă mă lași. Continuați să jucați cu două vârfuri, jucați cu doi închizători. Da, este sigur că joacă cu doi vârfuri? Voi că ce a vorbit voi, nu știu, vreți să bere formație prima de meci? Mine, poi mine aveți meci, vedeți cum joacă, nu? Meciurile de pregătire și în participant dubla cu Hajduk a jucat cu două vârfuri. De asta v-am întrebat dacă introducerea unui jucător under 21 e posibil că schimbă modul de joc. Nu am în mente asta, per momentul asta. Ai un alt sistem de joc. E posibil că durante campionatul hanno trecut e schimbat tre moduli de joc, no? E posibil că durante campionatul schimbă modul de joc. Acum arată în prezent fotbalul românesc, credeți că este vreo echipă capabilă să ajungă măcar în toamnă europeană, nu? Mă pare european? Auguro că ajunge, nu? Steaua, Astra. Cred că hanno posibilitatea de ajunge. Dopo un 1-1 făcut de Steaua la Praga, cred că poate. Când se va lua o decizie în privința obiectivului echipei? Pentru că în acest campionat, să știe. Nu, nu e prioritatea noastră de a ajunge obiectivul. Noi jucăm în terenul de joc, merge pe castigare unui meci. Păi societate că dat decise lor. A 14 echipă din campionat preferă să fie Rapid sau Timișoara? E la fel, nu știu, eu nu sunt, asta e fotbal, asta e fotbal românesc, dar nu se poate ajungere, am deja făcut două etape, nu se știa cine joacă, cu cine joacă, unde se joacă, când se joacă, nu se poate așa ceva. Asta e problema, a fost mereu problema din România, si continuă asta, nu si piano regole, nu si piano provvedimenti tare, nu se poate. Echipa în insolvență acolo a zis că non si potevano bagare, non si potevano, bagamo in Liga Patria, Liga C. Vorba. Romania è molto vorba. Puzzini di fatto. Ok?